9:10, culinaria. Francezii sunt recunoscuți peste tot în lume pentru brânzeturile rafinate și pentru bucuria de a trăi, joie de vivre. Rămâi aproape și îți arătăm cum poți pregăti și tu un platou delicieux cu specialități de brânză Île-de-France. M-am înnecat. Da. Ce am mâncat azi? Foarte simplu și foarte bun. Și noi foarte sau ascultătorii? Și noi și da. Ascultătorii. Și ascultătorii, este foarte simplu. Rețeta de astăzi e foarte, foarte simplă și foarte gustoasă și, cum să spun, dai lovitura dacă o oferi prietenilor la o mică petrecere sau ceva de genul ăsta. Maica mea se miră întotdeauna, zice, dar ce sofisticat mănânci. Și eu îi spun, dar nu e nimic sofisticat. Adică sunt rețete foarte simple, numai că sunt diferite de ce mâncăm de obicei. Corect. Și cred că merită să încerci câte ceva diferit din punct de vedere gastronomic sau să mănânci ceva diferit, pentru că asta îți dă o stare foarte bună, părerea mea. Deci astăzi, practic, mâncăm brânză la cuptor, cum ar fi în românește, camembert. Ti camembert de la Île-de-France. Camembertul este o brânză cremoasă pe care ori o iubești, te dai în vânt după ea, ori nu suporți. Noi ne adresăm și celor care se dau în vânt după ea și celor care nu o suportă, pentru că, prieteni, dacă încercați asta, s-ar putea să vă schimbați părerea. Se face în 20 de minute o rotiță de camembert, deci de camembert, care vine, mă rog, camembertul ăsta la magazin poate să vină fie într-o cutiuță de placaj și atunci se poate da la cuptor, culmea, direct în cutiuța de placaj și nu pățește nimic, sau vine într-o cutiuță care nu se poate da la cuptor, care e mai degrabă din carton, din hârtie, și atunci trebuie să o împachetezi în hârtie de copt sau să o pui într-un vas de copt mai strâns, așa. 180 de grade, cuptorul, deja încălzit, rotița de camembert o crestezi, o hașurezi, de fapt, pe suprafața superioară cu un vârf de, cu vârful unui cuțit foarte ascuțit, stropești cu ulei de măsline de bună calitate, cu puțină miere, mai ai câteva nuci și câteva frunzulițe de rozmarin. Și asta este tot. Dacă îți place usturoiul puțin copt, feluțe foarte subțiri, tăiate lamele de usturoi, vârâte în crestături. Dai la cuptor la 100... Crevase. Crevase, da, în crevase, crevase, sunt în fisuri, cum ar veni, da. În crestăturile alea mici. Dai la cuptor 5-10 minute, nu mai mult. Atenție că trebuie să te uiți. Când a început un pic să se caramelizeze, atunci o scoți. Ea devine cremoasă, adică se topește. Dacă o ții mai mult de atât, crezi că dacă o ții mai mult se face și mai cremoasă, e bine, nu este așa. Dacă o ții prea mult, începe să se întărească. Ai scos-o afară, în acest timp ai copt și niște felii de pâine. Baghetă franzuiască, nu merge cu franzele de aia, trebuie să fie o pâine mai cinstită, mai adevărată. Baghetă franzuiască coaptă, poți să freci cu usturoi, dai un cățel pe jumătate, freci așa un pic și după aceea presar pe lângă nuci. Dacă vrei să tai un pic dulceața, mai adaugi pe lângă niște afine sau, cred că merișoare se cheamă, sunt fructele alea mici, da, roșii, da. Niciodată n-am știut. Cranberry. Pe englezește, da. Pe românește merișoare. Merișoare. Se găsesc și merișoarele alea peste tot. Eu aș încerca și cătină pe lângă. Uite așa, să văd cum este. Nu știu, poate... Adică nu simt. Trebuie să fii un pic acrișor, ca să taie dulceața. Dacă vrei să fii... să faci un pas în plus, în rafinament, macini un pic câteva nuci și bucățele de pâine coaptă, le dai prin brânza topită, prin camembertul topit și după aia le dai și prin praful ăla de nuci și mănânci așa. Și vă spun, în 20 de minute aveți o gustare desert care impresionează pe toată lumea și care vă schimbă un pic starea de spirit în ziua respectivă. Tu mănânci la desert, asta la mine e aperitiv. Aperitiv poți să mănânci la desert. La desert cu un pahar de vin alb, rece, cu un pahar de prosecco, de șampanie, dacă vrei, rece. Până sau pur și simplu, dacă nu, bei cu apă. Eu de aici încep. Da. Poți să faci asta, dacă vrei și la început. Foarte simplu de făcut și foarte gustos. Masa de Crăciun, practic. Da. O masă de Crăciun, mă rog, nu, eu am masă de Crăciun totuși sarmale. Nu, aici am masă de Crăciun. Asta e mai de 1 da. Ianuarie, așa. Mai de 1 ianuarie, da. Așa, da. Să da. Ieși din treabă. A doua zi după Crăciun, adică după ce te-ai săturat de calta boi, sarmale și știu, care sunt foarte bune în plouă. Nu ai cum să te saturi pe 26, de asta zic, las-o pe 1. Da. După salata, băf, după... Da, și la final tradiționalul... Poftă bună la cafeluță. Pentru sărbători, pregătești ce e mai bun. La Culinaria te-ai delectat cu un platou de brânzeturi rafinate Île-de-France, aranjat de Vlad, George și Luca.